Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede majorarea limitelor pedepselor și amenzilor contravenționale în cazul acțiunilor de cruzime față de animale, fiind introdusă în această categorie și zoofilia. Deputații au introdus în lege un nou text potrivit căruia zoofilia este considerată cruzime față de animale. De asemenea, animalul aflat într-o situație de pericol este considerat și animalul care a fost rănit, schingiuit sau supus zoofiliei, precum și animalul care nu beneficiază de hrană și apă în cantități suficiente, de un adăpost corespunzător sau de tratamente medicale, au mai stabilit deputații. Polițiștii din cadrul Poliției Române, care în exercitarea atribuțiilor de serviciu constată că un animal se află într-o situație de pericol, emit de îndată ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile sau încredințarea lui unei asociații sau fundații de protecție animalelor, care are contract de prestări servicii medicale veterinare cu un cabinet veterinar înregistrat conform legii, mai prevede proiectul. Deputații au mai stabilit că va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani, uciderea animalelor cu intenție fără drept, chingiuirea animalelor, organizarea de lupte între animale sau animale și zoofilia. În cazul condamnării pentru una dintre aceste infracțiuni, instanța poate dispune ca pedeapsa complementară să fie interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.